Hai să descoperim locuri noi, zic că așa ar trebui să se întâmple de fiecare dată, după cum bine știți, în fiecare sâmbătă, începând cu ora 14 aici pe B1, la o nouă ediție de Travel & Fun. Ce vedem în minutele următoare? O locație splendidă într-o zonă de vis. Măgura. Nu vă duceți cu gândul la Măgura din Buzău. Există o Măgura foarte aproape de Brașov, în zona Zărnești, Bran, Moeciu. Aici suntem în zona aceasta, arhicunoscută, dar mai puțin cunoscută. E în dreapta Branului. Mulți dintre voi preferați stânga Branului. Ei, nu, luați și partea dreapta Branului, pentru că veți avea parte de surprize maxime. Peștera, Măgura, toată zona asta de sub poalele masivului Piatra Craiului este de vis. Aici ne-am oprit și noi pentru că locația ce urmează să fie prezentată în minutele următoare este superbă. San Medru, pensiunea San Medru este locul care ne găzduiește. Să aveți vizionare plăcută! Vorbim cu parte din ceea ce înseamnă tânăra generație care manageriază locația, pentru că cel care se ocupă de aproape e tatăl tău, pe numele lui Antonescu Cosmin. Dar noua generație se ridică din spate și nu oricum, cu pregătire în ceea ce înseamnă domeniul turismului, în școli înalte, ca să zic așa. Te-ai pregătit în, cel puțin ce știu, ca și facultate foarte importantă, una dintre cele mai prestigioase școli de turism la nivel mondial, care ar fi aceea? Hotel School de Hague se numește, în Olanda. În Olanda. Da. Numele meu este Daria Antonescu și, exact cum ai spus și tu, sunt fiica celui care a realizat acest frumos proiect în Măgura, județul Brașov. Am studiat în Olanda, iar acum am revenit în țară pentru puțin timp pentru a arăta prietenului meu pe care l-am cunoscut la un internship în Danemarca frumusețile pe care România le are de oferit și să-l familiarizez puțin cu tradițiile noastre de aici, despre care am tot conversat de-a cursul relației noastre. Hai să vorbim despre ceea ce Cosmin, tatăl tău, a gândit și a reușit să realizeze, un loc splendid, într-o zonă superbă, în Măgura, puțin cunoscută ca și zonă turistică, din păcate, dar o zonă superbă. Hai să povestim de San Medru. De cât timp există ea ca și locație aici în Măgura? Am ajuns aici de mai mult de 15 ani și San Medru este, de fapt, numele din popor al Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir. Am ajuns aici pe 26 octombrie, exact când este sărbătorit Sfântul Dumitru, de aceea am decis să păstrăm numele pentru locația noastră, San Medru. Atunci când am ajuns aici, ne-am îndrăgostit de ce satul acesta are să ofere, de oamenii care ne-au primit cu brațele deschise și de faptul că din camerele noastre se pot admira peisaje inedite ale munților Bucești și masivul Piatra Craiului. În același timp. În același timp, exact. De cât timp? Din ce an ați deschis locația aici în Măgura? În 2016. 2016. Da, da. Bun. Ce înseamnă San Medru? Ce înseamnă din punct de vedere al capacității de cazare? Câte camere? Ce gen de camere? Ce capacitate de cazare? Complexul nostru oferă două clădiri independente. Una este pensiunea, unde avem 15 spații de cazare. Avem două apartamente cu scară interioară și șemineu, 8 camere triple și 5 camere duble. În pensiune este și un loc de relaxare, unde avem 3 tipuri de saună. Preferata mea este cea cu sare. Avem și un lounge, unde oaspeții se pot relaxa, pot juca diferite jocuri. Iar în restaurant avem o sală de conferințe, care dispune de un proiector și acolo se pot organiza diferite team building-uri. Exact, exact. Exact. Lucru care se întâmplă de obicei și foarte mulți preferă zonele acestea liniștite, rupte de civilizație, de tumultul orașelor, aglomerație, preferă să vină în astfel de zone și să-și facă astfel, să organizeze astfel de team building-uri.
Pe lângă tot ceea ce tu mi-ai enumerat, inclusiv partea de spa cu cele trei tipuri de saună, nu ai spus, ce alte servicii le mai puneți la dispoziție? Și știu că unul dintre ele extrem de important e cel, de fapt, și în incinta căruia ne aflăm, restaurantul. Ce capacitate are restaurantul dacă organizați evenimente sau nu și linia meniului? Pe ce linie mergeți cu meniul? Te rog, Daria! Capacitatea restaurantului nostru este de 50 de locuri, iar bucătăresele noastre se focusează pe mâncarea tradițională românească, dar sunt foarte fericite să gătească și pentru cei cu diferite gusturi. Exact, cei vegani sau vegetariani sunt foarte dornice să gătească și pentru acești oameni. Eu fiind vegetariană, desigur. Da. Avem și spațiu de relaxare afară, avem două hamace unde oamenii pot admira peisajele și își pot alina sufletul. Probabil în perioada mai caldă, ca acum, iată, în plină iarnă, cu foarte multă ninsoare și multă zăpadă, pot sta, da, la derdeluș mai degrabă și, desigur, în fața focului din la șemineu. Așa este, da. Da. Bun. Așadar, meniul în mare parte pe linie tradițional românească, cu niște bucătărese iscusite, cu niște femei incredibile, gospodine ale locului, și mâncarea este exact aia care trebuie, exact ceea ce-ți dorești. Plus că, foarte important de spus, toate preparatele pe care voi le folosiți în bucătărie, în tot ceea ce înseamnă masă servită pentru ei ca și clienți, sunt foarte multe preparate luate de la producători locali pe care mă gândesc că astfel îi și susțineți. Așa este, este o doamnă de peste 92 de ani care se duce în diferite drumeții și ne aduce ghebe pe care le folosim la făcut de zacuscă sau diferite fructe pentru gemurile pe care le facem tot aici la Samedru. Avem și băuturi excepționale, zmeurată, afinată. Pentru foarte bun. Așa este. Și dacă tot am vorbit de mâncare, haideți să vedeți cum arată porțiile, în primul rând, cât de mari sunt, dar în același timp, să știți, de la mine, și extrem de gustoase. Așadar, Samedru, în zona Măgura, Brașov, rețineți, foarte aproape de Bran, foarte aproape de Zărnești, foarte aproape de tot ce înseamnă Moeciu, Fundata, veniți către zona aceasta, veți rămâne fascinați de peisaj, pentru că are o structură acest peisaj, unică cel puțin pentru mine, din tot ceea ce am văzut în țară. Are niște peisaje fantastice, plus că view-ul pe care îl oferă Samedru e de asemenea foarte frumos, să vezi în același timp în stânga, uitându-te, masivul Bucegi, în dreapta, desigur, masivul Piatra Craiului. O locație splendidă pe care vă recomand să veniți și să o vedeți, să vă bucurați și să vă cazați aici în Măgura, Brașov, la Samedru. Ne a fost gazdă, voi să știți că trebuie să rămâneți alături de noi, trebuie să le fac cont. Bun găsit și vă spun doar atât. Mare bucurie pentru mine în momentul în care reușim să descoperim în țară, nu? Desigur, mergând în fiecare weekend prin țară, că asta facem, nu? De iată-te deja de 24 de ani cu această emisiune. Mare bucurie pentru mine când descoper locuri noi, locuri care abia și-au deschis porțile, locuri care intră în tot ceea ce înseamnă această poveste frumoasă numită turism românesc. Atât cât poate fi ea de frumoasă pentru moment. Lucrurile evoluează în bine, ceea ce zic eu că e mai mult decât perfect. Ideea e că să tot apară astfel de locuri ca cel pe care îl vom descoperi împreună în minutele următoare. Hotel Sorin Mihai. Este un loc frumos, într-o zonă superbă, n-am să vă spun unde, vă mai las puțin să fierbeți. Când revin, vă dau mai multe detalii.
Ați văzut, locația este impecabilă. Impecabilă. Hotel 4 stele, să ne înțelegem, și le simți. De când îi treci pragul, simți acele 4 stele. Frumos, detalii, finisaj, impecabil. Lângă mine, managerul hotelului, om de bază, bun la toate în ceea ce înseamnă de acum, ce va însemna de acum încolo, de fapt, Sorin Mihaica și hotel. Aici, în... Cristian. Hai să facem și cunoștință. Cu cine stăm de vorbă? Crina Toacșă mă numesc. Crina. Mare bucurie. Noi vorbim de mult. Așteptam de mult să văd gata locația asta și numică mi-a fost bucuria să descoper că, în fine, hotel Sorin Mihai e gata. Când s-a deschis? În decembrie. Ce număr de camere? Ce gen de camere? Ce servicii le oferim clienților? Iată, noului hotel din Cristian, Sorin Mihai. Locația dispune de 24 de camere. Avem 18 camere duble și 6 apartamente. Deci capacitate 50-55 de persoane, da. Sunt singurele tipuri de camere pe care le aveți la dispoziție în momentul de față. Da, da. Camerele duble pot fi și twin. Se pot. E flexibilă povestea din punctul acesta de vedere, în caz că, nu știu, vin cu un copil, se poate adăuga un pat, adică nu e problemă. Da, da, așa este. Perfect. Și ajungem într-un loc extrem de important, restaurantul. Avem un restaurant în momentul de față, pe final de interviu o să vorbim și de ceea ce urmează, pentru că vor urma lucruri, se vor întâmpla lucruri la Hotel Sorin Mihai, dar în momentul de față avem restaurantul. Crina, ce capacitate și pe ce linie merge meniul restaurantului? Capacitatea este de 50-60 de locuri, da, iar meniul nostru, pot spune în momentul acesta, este un meniu internațional. Deci preparate Cu specific internațional. Da. Nimic din partea românească, de bucătărie românească sau, dacă se dorește... Foarte puține accente, foarte puține. Mâncarea, ați văzut. Impecabil arată, impecabil. Dumnezeu pe pământ, Neanae, ca să zic așa, Neanae, bucătarul, extraordinar de bună mâncarea. Felicitări. Meniul a la carte, dacă vine lume de afară, poate fi servită sau doar restaurantul se deservește doar și anume clienții care sunt cazați în locație? Nu, pot servi la noi prânzul, cina, oricine, da, da. Perfect. În restaurant se pot organiza evenimente speciale sau gen evenimente sau nu? Da, se pot organiza o capacitate mai mică în momentul acesta, dar începând cu luna martie vom deschide sala pentru evenimente cu o capacitate în jur la 80 de persoane. Salon de evenimente nu foarte mare, dar pentru evenimente mai mici, mai restrânse, gen botezuri, nunți mai mici, nu? Da. Se pot organiza. Da, da, așa este. Deci din martie va fi deschis și salonul de evenimente. Da. Perfect. Și alte proiecte de viitor, pentru că știu că aveți în plan niște lucruri, plus că în momentul de față, să spunem, ca și servicii pe care de altfel îl puteți oferi, dar probabil în perioada caldă a anului, sunt niște terenuri foarte drăguțe și anume de... Da, sunt trei terenuri de tenis. Iubitorii sportului alb. Sportului, da, da. În trei terenuri de tenis care, iată, le stau la dispoziție clienților și nu doar lor. Da, da. Perfect. Și final, și cu asta, Crina, să știi că ai scăpat, în afară de salonul de evenimente, ce, din partea hotelului Sorin Mihai, ce surprize ne mai așteaptă? Pe exterior avem un loc pe care dorim să îl amenajăm pentru copii. Loc de joacă pentru copii. Loc de joacă pentru copii, da. Acesta este un proiect de suflet și eu am copii. Să trăiască! Mulțumesc! Și îmi doresc foarte mult să le asigur și lor un spațiu de joacă, un spațiu pentru relaxare. De să vină să se simtă bine. Da. Crina, mulțumim mult! Sorin Mihai, rețineți acest loc nou aici în Cristian. E foarte bine amplasat. De ce zic asta? Pentru că este la jumătatea drumului între Brașov, Râșnov, Bran, Zărnești, Codlea. Este într-un punct strategic amplasat, într-o cruce de drumuri, cum s-ar spune, de unde poți să te duci și unde ți este foarte aproape să te duci oriunde. Chiar și la Poiana Brașov să schiați. Ăsta a fost locul. Rămâneți cu noi. Trebuie să facem continuu.
am să vă spun, eu nu pot chivea, nu? Și asta pentru că suntem, am ajuns într-o zonă, într-o parte a țării pe care mulți dintre voi nu știu foarte bine. Suntem în zona Ținutului Secuiesc, foarte aproape de ceea ce înseamnă capitala Covasnei, Sfântul Gheorghe, orașul Sfântul Gheorghe, într-un sat, într-o comună foarte mică, foarte drăguță, dar care adăpostește o bijuterie de locație. Cea care urmează să fie prezentată, Mocșa, este localitatea, iar locația care va fi descoperită, o vom descoperi împreună în minutele următoare, este un conac superbisim, conacul Benche. Un loc superb. O locație... Nu vreau să vă zic nimic mai mult. Rămâneți cu noi minutele următoare și o să vă convingeți. Vizionare plăcută! Hai să vorbim despre locul ăsta superb, căruia negreșit mă gândesc că e redat viață. În zona aceasta, Covasnei, sunt foarte multe conace, sunt foarte multe edificii de genul, iată cum este conacul Benche. Ce capacitate are conacul la modul general? Atât pentru că sunt cele două clădiri, nu? Ambele cu camere, ambele, în ambele se pot caza turiști. Capacitatea totală, ce gen de camere? Sunt acum avem și sala de evenimente care clădirea adiacentă, în total sunt 20 de camere din care avem un apartament, 3 suite și restul tu camere duble, da. Dar capacitatea totală 40 de persoane. 40 ceva de persoane. Se pot adapta camerele, să spunem, în cazul în care vine o familie cu copil mic, se poate adăuga un pătut sau ceva de genul? Sigur, sigur. Deci există această posibilitate. Există această posibilitate și noi chiar suntem recunoscuți pentru flexibilitatea de care dăm dovadă. Oferim multă intimitate celor care vin aici și vor să se relaxeze. Datorită și faptului că suntem foarte flexibili, programul de la spa e flexibil. Deci avem spa și wellness. Ce implică spa și wellness la conacul Benche aici în Mocșa? Avem o piscină interioară, jacuzzi și sauna, plus o sală de fitness. Toate condiții pentru ca ei să se odihnească, să relaxeze și să-și recapete energia necesară pentru probabil o nouă săptămână de muncă sau după un concediu, desigur, din nou la muncă. Așa, și exact așa și este și majoritatea clienților care vin la noi caută această posibilitate de relaxare. Hai să vorbim despre restaurante, pentru că mâncarea tradițional ungurească, secuiască, e o mâncare bună, e o mâncare gustoasă, dar avem restaurant și încă 2 sau 3 săli mari în care se pot întâmpla lucruri. Povestește-mi puțin de capacitatea restaurantului, întâi de toate, a sălilor și, desigur, a salonului de evenimente. Deci, restaurantul are o capacitate de pentru a asigura masa pentru clienții cei care se casează aici, 38-40 de persoane, dar fiind mai multe săli,
există sigur această posibilitate de a caza și da, și a de servicii și alte grupuri în același timp, da? Dar noi preferăm de obicei cu cei care sunt aici să ne ocupăm de ei și în momentul respectiv nu mai accept. Exclusiv doar pentru clienții hotelului. Sigur. Salonul de evenimente, sala de evenimente care e foarte mare, foarte frumoasă, ce capacitate are? Ce gen de evenimente poate adăposti? Sala de evenimente a fost finalizată acum 2 ani de zile. E cea mai nouă în poveste. Nouă, da. Nu e proprietatea mea, dar ține de posta mea parteneră și poate organiza evenimente până la 300 de persoane. Mare! Este un fost graj care a fost renovat și chiar arată super. Perfect. Știu că mai există și o sală de conferințe pentru, desigur, team building-uri. Iată, puteți organiza team building-uri dacă vreți, aici la Conacul Benche. Benche, ce capacitate are sala de conferințe? Sala de conferințe este pentru 30-40 de persoane maxim și organizăm regulat team building-uri. Vin să organizeze team building-uri. Da, da. Și trebuie neapărat să punctăm și acest lucru. E o regulă la noi în emisiune, al nostru Travel & Fun. Când vine vorba de mâncare, am spus, mâncarea, bucătăria zonei este o bucătărie sănătoasă, bogată, gustoasă. Linia meniului de la Benche. Te rog, Lajos. Am tot încercat să stabilim un meniu cât mai variat și diversificat. Sigur, la bază stă gulașul și... Foarte bun, l-am gustat, m-am bucurat astăzi, am făcut o cură de gulaș, mi-era dor. Și sunt mâncărurile tradiționale din zonă, Săcuiești. Lajos, căsisipem pentru tot. Mulțumim mult pentru tot. Și eu vă mulțumesc și sunteți bineveniți oricând. Mulțumim, mulțumim din suflet. Să rețineți, să aveți în planurile voastre de vacanță zona asta. O să-mi dați dreptate, o să vă placă mult și, cum de altfel vă și spunea Lajos, veți reveni negreșit. Vă veți îndrăgosti. Rămâneți cu noi! Dacă cumva v-ați săturat de tot ceea ce înseamnă Valea Prahovei și toată acea zonă și sunteți în căutare de locuri noi, mai puțin cunoscute, mai puțin aglomerate, vin către voi cu o sugestie, cu o recomandare sinceră. Foarte aproape, de asemenea, de Brașov, este o zonă splendidă, Plaiul Foii, la poalele masivului Piatra Craiului. De la Zărnești, frumos, mergeți și intrați în zona Plaiul Foii. În zona aceasta, pe lângă faptul că e un peisaj absolut senzațional, descoperiți locații foarte frumoase. Și iată una dintre ele ne este gazdă în minutele următoare. Cabana Avalanche. Luați de priviți, bucurați-vă și băgați la cap. Merită!
lângă mine, omul care a gândit, e cap de familie, pentru că toată povestea e o poveste de familie, soț-soție, soțul lângă mine, bosul boșilor, ca să zic așa, glumesc. Hai să facem cunoștință de identitate. Cu cine stăm de vorbă? Cu Gabriel Ciobanu. Sunt una dintre gazdele Cabanei Avalanche. Alături de tine soția. Absolut. Cealaltă gazdă fiind soția. Ea se ocupă mai mult de partea de cazări, check-in-uri, check-out-uri, dar și eu particip indirect la acest lucru. Ce înseamnă conceptul Avalanche? Ce le oferim? Care sunt serviciile pe care, iată, le puneți la dispoziția lor în momentul în care vă trec pragul? Păi, în primul rând, cabana este formată din două apartamente. Nu este ceva foarte mare, sunt 5 camere în total. Există un apartament la parter cu living, două camere. Ca și capacitate la parter, permite cazarea a 4 adulți și 4 copii, cu zonă de terasă, cu zonă de grătar separată de cea de la etaj. Deci fiecare apartament are separat terase, grătar, living-uri și absolut tot, unde se pot întâlni decât în curtea exterioară, care este foarte generoasă, adică undeva la 2500 de metri pătrați, unde pot petrece clipe de relaxare, jacuzzi, asta pe perioada caldă, nu avem pe perioada rece, deoarece avem recirculare și întreținere, tot ce presupune, și riscăm înghețul. Apartamentul de la etaj e format din 3 camere cu living, cu terasă la fel proprie, un balcon de 50 de metri pătrați chiar, partea de mansardă care se vede în poze, unde au loc copiii să doarmă. Deci permite 6 adulți și 4 copii. Per total, în momentul de față, câtă lumea poate fi la oaltă cazată, în tot ceea ce înseamnă cabana Avalanche de aici din Plaiufoi? Da, permite 10 adulți și 8 copii. Oho, e bine! Da, nu am vrut să aglomerăm, pentru că trebuie să dăm ceva spațiu și totuși când ești într-un concediu ar trebui să te simți relaxat și să te poți odihni, să petreci timp de calitate cu familia. Se închiriază integral, se poate închiria cameră cu cameră, care e modalitatea? Se poate închiria și integral, dar de obicei se preferă apartamentele separate. Se poate închiria fiecare apartament în parte. E obligatoriu integral? Nu, absolut deloc. Nu se închiriază cu camera, într-adevăr. Nu este acest gen de locație. Ne apropiem de final. Locația arată absolut senzațional. Mă gândesc că tu, Monica, ați gândit tot ceea ce înseamnă interiorul, ați muncit din plin, ați pus osul la muncă și lucrul ăsta se vedea, ați pus mult suflet, bani nu mai spun, și iată a ieșit o locație fenomen de frumoasă, într-o zonă, repet, de poveste, așa cum este Plaiul Foii. Bucur că v-am descoperit. Și noi ne bucurăm că ați venit la noi și... Vă mulțumim că ne-ați primit și că ne-ați fost gazde și ați fost niște gazde extraordinare. Cu mult drag vă mulțumim și noi. Cabana Avalanche vă așteaptă. Ați văzut, un loc splendid, un loc de 5 margarete din punctul meu de vedere, condiții ireproșabile, totul la superlativ. Asta a fost Avalanche, ăsta a fost Plaiul Foii. Rămâneți cu noi.